Salutare tuturor, Hei, bun venit la un nou gameplay. Azi ne vom juca niște Ors Must Die. Eu sunt Drunk New key. și cu Happy Nuke aici tragem un joculeț. O să vă arătăm un pic de gameplay din Ors Must Die 2. În caz că vreți să-l jucați, că vreți să-l cumpărați, e vreo $12 pe Steam. Mă îndoiesc că o să-l cumpărați, deci vedeți unde e o versiune crăcuită, tot respectul. Și să vă explic în care e treaba cu jocul. Din gaura asta de aici, din pietrele astea, o să iasă niște orci. Scopul lor e să ajungă în capăt aici. Arată-le mapa aia de pământ și de aici. Da, te puteam scobor direct. Aici, la porțile astea, trebuie să ajungă ei. Ăsta e scopul lor. Noi trebuie să-i oprim să n-ajungă acolo. A, și e limitat de 20, adică de fapt 19, pentru că e minus 1 ca să nu se oprească jocul în caz da, că în dreapta sus e un număr acolo de strălucește. 20. Dacă se ajunge să intre 20 de orci în poarta aia de acolo, s-a cam terminat vrăjeala, se termină ăsta și nu luăm niciun punct. Ca să luăm puncte maxime, trebuie să terminăm mapa asta în 5 minute în cazul de față și să îi omorâm pe ăștia cât mai repede și să n-ajungă nimeni în riftul ăla din capăt de acolo. Avem niște traps, le puteți selecta de pe B, vă puteți alege traps și alte chestii. După ce o să terminați o mapă, o să vă dea niște cranii cu care vă puteți upgrada armele, capcanele și vă puteți cumpăra trinchete, să arătați altfel gear-ul după voi, etc. Și cam asta e treaba cu Ors Must Die 2. O să dăm drum acum. Da, în bice ca să vedeți care e treaba. Și după, în videourile următoare, o să fie mai entertaining. Nu o să trebuiască să vă mai explicăm toate șmecheriile. Jocul merge destul de bine și pe calculatoare mai vechi, în caz că vă întrebați. O să lăsăm oricum cerințele la sfârșit. Vă trebuie undeva la o, nu știu, vă merge cred că și pe un 2 GB RAM. Nu o să meargă 40 de frame-uri pe secundă, dar la un 25 așa e jucabil. Oricum cum am eu, cam așa, de ce decent o să vedeți cum. Da, în partea stângă la el o să apară cum mi se vede lui și cum mi se mișcă lui, în partea dreaptă la mine. Mm-hmm. În cazul meu, frame-urile la tine cred că sar de pe... Merg la maxim, cât suportă jocul, atât merge și jocul. Merg și frame-urile. Așa, trapurile, eu fiind vrăjitor, cum ar veni în român, sorcerer, am wand-ul ăsta, cum în română ar fi... Ah, mag din ăla, vrăjitor, da, ce mag. Trebuie. Așa, are o armă care scuipă tâmpenile astea, arcane fire-ul ăsta. Muc mov. Da, mucul ăsta mov. Cu craniile alea de v-am spus puteți upgrada și arma asta sau vă puteți cumpăra alta. Are un atac normal pe mouse click dreapta, atacul normal, iar pe nu, de fapt click stânga e atacul normal, da, iar click dreapta are un atac special. În cazul meu are un fel de charm, îi pune să lupte între ei, iar la el tu ce ai, mă? Ai pe puteți explodează și are un fel de pushback așa, îi aruncă. Da. Go back. Dacă nu faceți, nu va apar combo-uri, cum că faceți combo-uri. Cel puțin aici nu o să fie atât de multe combo-uri, fiindcă e un loc mai... Nici nu avem atât de multe traps pe jos, fiindcă e... La început te dă cu un număr limitat de puncte. După ce ți alegi cu B acolo trap și toate șmecherile de le vrei să le ai, te costă fiecare un anumit număr de puncte. Iar la început, când începe mapa, îți dă 2000 de puncte, 1800 în funcție de dificultatea plănșii și cât de
cât de mult ai jucat, adică la ce nivel ești cu mapele. După care, ca să faci puncte, trebuie să omori orci. Cam destul de logic. Atât de simplu, Da. Cu cât mai dar multe greu. cu cât mai multe traps, cu atât îi omor mai repede și merge treaba mai bine. Mai eu pun scuipători din astea că... Pune. Stai că eu umplu cu țepi din ăla de-ți... Las că e bun țep. Țep, țep, țep. Că n-am unde să mai pun jucăriile pe aici. Hai că mai pun aici. După fiecare 3 wave-uri se termină un stage, ca să zic așa, și o să aveți ocazia să rearanjați, să vă vindeți traps-urile vechi, să vă rearanjați, să cumpărați traps mai scumpe sau în funcție de cum vreți să aranjați pe aici, în așa fel încât să-i omorâți mai repede sau dacă vreți să o jucați hardcore, stați în pielea goală fără niciun trap și trageți în ei. Acum, na, fiecare cu Hai, da, fetișurile de lui. aici. Da. Dacă aveți fetișuri cu orci peste Fetișuri voi, cu... trageți Orci, aici. arși. Orși prăjiți. Ca și grafică, jocul arată super bine. Nu cred că e atât de mare diferența între primul și al doilea, ca și grafică. Au mai îmbunătățit puțin texturile la trap-uri. Înainte, de exemplu, trap-ul de fire, ăla care l-are el acum, doar îi ardea și nu-i arunca. Acum, de exemplu, dacă sunt doi orci pe trap în timp ce se activează, și aruncă. Aia. Au mai Au mai îmbunătățit. modelat un pic textura. Da. Dacă l-ați jucat pe primul și vreți să știți ce e diferit în al doilea, păi în principiu sunt foarte multe opțiuni de a-ți modela caracterul, să zic așa. Ați poți cumpăra trinchete, mult mai multe arme, Mai multe upgrade-uri, da. upgradezi trap-urile. Da. Opa. Și cam asta a fost mapa asta. Să vedem câte cranii am luat. Cu siguranță am terminat, da. Dacă terminam în 5, O prea 4 cranii. Dacă terminam în liniște. 5 minute, am fi avut 5 cranii. Am terminat în 5 minute și 15 secunde. Nu e nicio problemă, e bine și așa. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. O să mai facem ceva videouri despre Orcs Must Die. Dacă vreți, puteți să dați subscribe la channel. Postăm mai tot timpuri videouri cu jocuri noi, tehnologie, etc. O să vedeți voi dacă dați subscribe. Dați un like videoului, un favorite, ajută foarte mult și cam atât. Salutare! Altă dată.